Senatorul PSD Nicu Șorcionoiu a declarat că prezentarea Planului Național de Redresare și Reziliență în Parlament a dezamăgit total. Din punctul său de vedere, în momentul de față nu se știe nimic concret. Este o minciună că România are 29 de miliarde din PNRR, în realitate România are doar 14 miliarde de la Uniunea Europeană pentru PNRR, diferența de 15 miliarde de euro este un împrumut de tip FMI, un împrumut care va avea efecte nocive asupra populației pe termen lung, este de părere senatorul PSD. Domnule senator, dați-ne mai multe amănunte despre acest program mult discutat PNRR. Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor care în momentul ăsta se uită la noi. Aș vrea să remarc faptul că acest program PNRR, la care am asistat cu toții aseară într-o ședință de plen comună, ne-a dezamăgit total, pentru că, din punctul meu de vedere, niciunul dintre noi și niciunul dintre actualii senatori sau deputați ai coaliției nu știu despre ce trebuie și ce conține, de fapt, PNRR-ul. Este o poveste frumoasă care ne-a explicat-o domnul prim-ministru, o să. De fapt, în momentul acesta, suntem ultima țară care depunem acest proiect de reziliență și redresare națională. Un proiect care în momentul acesta nu acoperă problemele economice ale acestei țări, adică vom rămâne mai departe cu acele autostrăzi neterminate, vom rămâne mai departe cu un program de irigații care cât de cât se mișca și care în momentul acesta nu are nicio soluție de finanțare, vom rămâne cu efectiv cu anumite zone care sunt complet nefinanțate. În momentul acesta, colegii noștri din coaliție sunt, să spunem, foarte secretoși, nu au dezbătut punctual ce vor face cu acești bani. Consider că vom primi un avans undeva la 4 miliarde de euro. Acest avans aș vrea să nu se consume pe firme de consultanță, aș vrea să consume pentru firme autohtone, pentru firme românești și aș vrea să dezvoltăm aceste firme românești, pentru că în momentul acesta ele sunt singurele contribuabile la bugetul statului. Pe acest proiect este alocată suma vehiculată, banii din PNRR provin din bani europeni și împrumut FMI. Cum este exact? Banii sunt și. În momentul acesta, de asta v-am spus, se vorbește despre 14 miliarde care vor veni strict din alocația fondului monetar, da. Și după aceea diferența va fi un credit în anumite condiții, bineînțeles, cred că mult mai bune decât cele care se fac acum de către actualul guvern. Există și probabilitatea ca să primim doar un avans de 4 miliarde, adică așa cum au primit toate celelalte țări, adică vom primi 4 miliarde, diferența aceasta urmând să fie, să spun, primită sub o anumită formă de creditare. Dar care este, repet, destul de avantajoasă comparativ cu ceea ce în momentul acesta facem noi ca țară. Dacă la nivel guvernamental lucrurile nu sunt clare, ce fac autoritățile? Pregătesc proiecte? Pentru ce le pregătesc? Aici este o problemă care până acum n-a fost rezolvată absolut deloc. În momentul acesta, să știți că firmele mici și mijlocii susțin acest buget al Ministerului Dezvoltării, pentru că plățile se fac extraordinar de greu și în momentul acesta nu s-a găsit o rezolvare. Bănuiesc că s-a așteptat banii de la PNRR să mai scape de noi ca să putem să acoperim anumite găuri. În momentul acesta agenții economici sunt supra-supra-încărcați. Au în schimb un avantaj pe care îl conferă această pandemie, în care au o perioadă de grație, să spunem, dar dacă perioada asta de grație va dispărea, să știți că mulți agenții economici vor fi duși și vor avea probleme financiare. În urmă câteva zile ați solicitat demisia Ministrului Economiei. Ce motiv ați avut? Am solicitat demisia Ministrului Economiei tocmai datorită faptului că această economie nu merge. Tocmai datorită faptului că aceste proiecte care, vorbim doar de proiectele începute care au demarat, ele nu au soarta de finalizare. Am solicitat demisia pentru că în momentul acesta nu se privește de o dezvoltare uniformă a acestei țări și în momentul acesta toată această țară trebuie să se dezvolte indiferent de culoarea politică, trebuie să dezvolte punctual și uniform, în așa fel încât toți cetățenii se simte protejați în această țară. Despre dublarea alocațiilor, sau mai bine spus, amânarea? Dublarea alocațiilor, iarăși am rămas
ca o poveste frumoasă, există o lege care nu se respectă, există foarte multe lucruri pe care în momentul acesta guvernul le face după bunul plac. Nu pot să comentez atâta vreme cât există o lege și ea nu este respectată. A fost o promisiune în care trebuiau ca acești 20% să fie evidențiați în quantumul alocațiilor. Nu există și ca atare ce putem să facem? Dacă pentru dânsii nu e lege și pentru alții e lege, atunci trebuie să ne gândim că în această țară ceva nu merge. Orice părere aveți despre aceste scumpiri în lanț venite de la începutul acestui an? Aceste scumpiri în lanț reprezintă o gravă problemă. În primul rând a existenței oamenilor, pentru că coșul zilnic care era calculat și care ar trebui să reprezinte fiecare familie, în momentul acesta este pur și simplu sărăcăcios. Și trebuie să găsim o soluție adevărată vis-a-vis de ceea ce înseamnă traiul de zi cu zi. Trebuie să ne facem un cost al familiilor, al omului, pentru că în momentul acesta țara noastră nu mai produce absolut nimic. Există foarte multe lucruri care se importă, în industria alimentară se importă extraordinar de mult, nu mai avem absolut nimic. Vedeți, dacă discutăm de programul Tomata, care a dispărut, Tomata venea în sprijinul nostru, poate că aveam roșii pe piață acum, roșii autohtone. Dar în momentul acesta, nemai fiind protecție socială, ați văzut, roșia românească este mai scumpă decât roșia de import. Am ajuns în momentul acesta să avem peste 70% din produsele alimentare care se importă. Am ajuns să nu mai producem nimic, de la oțel, beton, până la cărămidă, până la... Toate lucrurile acestea au crescut enorm de mult în așa fel încât, chiar dacă abordez, să spunem, proiectul Prima Casă, el acum o să se reflecte alte standarde de cost, alte cheltuieli, alte credite, alte rate. Toate lucrurile trebuie să se repoziționeze. Întrebarea mea este alta, când se va opri? Pentru că vorbim cu diferiți furnizori din branși diferite de materiale de construcții sau industriale, tuturor le e teamă ca să dea un preț. Spun, domnule, vă dau un preț astăzi și nu știu să vi-l dau pentru cel de mâine. Priviți evoluția petrolului, evoluția oțelului beton, evoluția cimentului, toate aceste lucruri. Și energia electrică. Energia electrică. Mai este o problemă pe care trebuie să o specificăm foarte, foarte bine. Există acea noțiune de client vulnerabil. Client vulnerabil în care ne-am chinuit și ne-am străduit să definim această noțiune. O noțiune care în momentul ăsta este abstractă. Vorbim acum, în momentul acesta, de o, să spun, evidență legală de 426.000 de familii care sunt considerate de către guvern clienți vulnerabili, dar în momentul acesta statistica NRA-ului spune că sunt 1.200.000, INSE-ul spune cu totul și cu totul altceva. Deci sunt mult mai mulți. Problema este în felul următor. Ca să stabilim clientul vulnerabil, ni se spune în felul următor. O să acordăm în momentul acesta subvenții care, spre exemplu, la gaz 250 de lei. La curent este de 500 de lei. Dar la combustibil solid am și la 80 de lei. Deci, în momentul acesta trebuie să ne gândim că mare parte a cetățenilor care sunt într-adevăr vulnerabili și trebuie să protejați, deci sunt undeva, să spunem, mai bine de 60% cei care în momentul acesta se încălzesc cu combustibil solid. Ei primesc cel mai puțin. Cum are un om sărac, credeți că își va avea, are el gaz? Cum credeți dumneavoastră că un om sărac va avea el centrală pe curent electric? Și atunci subvenția asta este dată doar pentru ca să arunce cineva praf în ochi. Noi trebuie să umblăm la sărăcia care ne caracterizează. Oamenii aceia care cumpără lemne, care taie lemne, care le aduc, ei primesc 80 de lei. Deci cu 80 de lei pe un sezon, să spunem, 80 de lei pe lună, pe un sezon să primești 300 și ceva de lei, el nu poate să cumpere nici măcar un metru. Deci dacă în acest moment vrem să aruncăm niște legi pe piață, doar de dragul de a le arunca, să știți că nu protejăm. Dacă vrem să protejăm cu adevărat, trebuie să studiem și să ne gândim că cei care consumă sub 55 de kW pe lună sunt într-adevăr clienți vulnerabili, dar acești oameni, să știți că nu să aibă bani niciodată, nici de gaze, nici de curent. Ei au o problemă pentru că acești operatori întotdeauna au avut o manoperă foarte, foarte scumpă și acești oameni din fundul satului de unde sunt ei de acolo, ei se încălzesc combustibil solid. Și atunci, pentru ce definim acea noțiune de client vulnerabil dacă noi nu-i dăm nimic? Pe de altă parte, legea trebuie gândită de așa natură încât
acei bătrâni care, cum să spunem, cum mai des în 1000 de metri, 2000 de metri, 3000 de metri, cât au ei acolo, și datorită dragostei de pământ, ei nu l-au înstrăinat, ei nu intră în acei clienți vulnerabili. Aici este paradoxul. Și ne vom trezi iarăși cu acele familii cu mașini frumoase care vin la primărie să ridice ajutorul de client vulnerabil. Deci legea trebuie gândită de acea natură că să ajungă banul la cetățeanul care trebuie și îi folosesc acești bani. Vorbim despre aceste majorări de tarife în condițiile în care salariile nu s-au mărit, alocațiile nu se dublează, pensiile, nu avem în discuție nicio majorare a punctului de pensie în momentul de față. Odată cu liberalizarea prețului, să știți că sunt doar câteva orașe care, într-adevăr, vor avea probleme mari, pentru că ar trebui ca prețurile, să spunem, București să crească cu 500-600%, sau poate și mai mult. Se va întâmpla, în schimb, un paradox. Primăriile cred că vor aloca din bugetul primăriilor anumiți bani ca să acopere acea subvenție. Și atunci, acești oameni care au venit și care ne spuneau că vor să facă o dreptate în această țară, ne vom trezi că bugetul primăriei va fi mai mic cu această subvenție și banii de investiții vor fi iarăși mai puțini. Deci, sub o formă sau alta, această subvenție, să spunem, ea va fi dată. Dar trebuie să ne gândim totuși care este valoarea reală acestei subvenții. Pentru că de ce Bucureștiul să primească subvenție de la primărie și de ce Călărașul să nu primească? Deci sunt niște lucruri pe care în momentul acesta se joacă, cineva se joacă cu banul public. Așa o văd eu.